Dimineața se scoală. Mama, mai mergem la grădiniță? Este mama e că e de 7 ani să mâncăm cereal. Nu, că eu mănânc acolo, eu mă simt bine cu copilaș. Să nu simtă copilul lipsurile astea, facem tot posibil. Nu pot. Dacă n-au ei, nu pot să dorm liniștită, nu pot, nu. Trebuie să fie. Deci de unde, de pe unde trebuie să fie. Sunt cerințe foarte multe din punct de vedere financiar. Și atunci, mai ales centimetrile de favorizată, sunt un pic speriat de lucrul acesta. Și dacă nu au de unde, atunci aleg să țină copiii acasă. Insist pe modul în care ne purtăm unii cu alții. Mă interesează mai mult modelarea lor ca persoană. Am învățat că e bine să fii un om bun și să trebuie să-i ascultăm. Ei, dacă sunt ascultați și se simt înțeleși, ei cooperează. Așa foarte multe de la viață, nu știu, de la... Am avut norocul să mă nasc într-o familie cu o situație financiară bună, n-a fost viața mea perfectă, dar știu că am primit. Și în moment ce am primit, măcar am de unde să ofer, să ofer ce pot eu. Aici avem posibilitatea ca să stăm cu ei un pic până prind încredere, că asta e tot ce le trebuie, încredere. Ca să poată ei să descurce. Sunt zile când vin și îl iau și mai stăm. De ce a trebuit să vii așa repede? Adică de la plânsete și nu vroia sub nicio formă și nici nu credeam că... Deci, sincer, vă spun, nu credeam că o să rămână singur. Da. Și Cristo învață foarte multe lucruri. Învățăm poezii, care și el este dornic pentru că vede că celălalt copil învață, celălalt știe, vrea și el să învețe să... Este altceva.